Carantina-i carantina, însă examenele de bacalaureat și cele gimnaziale nu le-a anulat nimeni, cel puțin deocamdată. Ministerul Educației a creat o platformă online, unde pot fi găsite cursuri video cu explicații la fiecare item care va fi dat în testul final și detalii despre baremul de notare. Bună ziua tuturor! Suntem astăzi în Centrul Clasa Viitorului și vă oferim prima lecție de pregătire pentru bacalaureat. Mihaela Secrieru este elevă în clasa 12 la un liceu din Nisporeni. Ea spune că inițiativa Ministerului Educației e binevenită. Aceste materiale prezentate sunt binevenite pentru noi elevii, fiindcă din cauza carantinei noi pierdem mult din material de studii și nu suntem siguri dacă vom putea recupera. Deci ideal este că prin această soluție fiecare dintre noi ne putem îmbogăți cunoștințele pentru susținerea bacalaureatului. Chiar de ieri, de când au apărut aceste materiale video, eu am început să mă uit, pentru că pentru mine, spre exemplu, aceste materiale sunt foarte utile. Abia aștept să vină cel de la geografie, pentru că acolo grijile sunt mult mai mari. Materialele video vor fi difuzate de luni până vineri, de către postul public de televiziune Moldova 1, iar sâmbătă și duminică vor fi în reluare pe Moldova 2. De asemenea, acestea pot fi găsite pe site-urile oficiale și paginile de Facebook ale Ministerului Educației și cele ale Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Am făcut aceste tutoriale fiind conștient de faptul că nu toți copiii au acces la resurse online. S-ar putea să nu aibă computer acasă. Tutorialele sunt făcute în baza metodologiei de examinare și sunt făcute la un nivel foarte înalt, cu participarea unor profesori de performanță. Instituțiile de învățământ din țară sunt închise din 11 martie.